Cum, în plăcerea să vă gândim pe mine Laura Cristi, scriitoare, poet, redactor șef la revista contemporană, una dintre cele mai importante reviste culturale din România, fundată la 1881. Câți ani se întâlnesc? 135. 135 de ani de la fundarea revistei contemporană. Am pus câteva date biografice despre Laura, așa cum am făcut și cu Cristi. Deci, am pus numai o parte din cărțile care le-a publicat Aura. Una din întrebările mele pentru Aura va fi cum de a putut să scrie atât de multe cărți, ținând cont să scrie atât de greu și noi ceilalți suntem mai mici de chimie să scriem o carte la 5 ani. Deci, cărțile de poezie, cărți de eseuri, nu știu dacă știți, probabil, mi-am dat doctorat în Dostoievski și de aceea am uitat pe Laura Cristi, m-am citat pe cartea Religiul Scălinței Dostoievski și Nietzsche. Dacă începeți să citiți ceva din Laura Cristi, recomand să începeți cu cartea asta. Câteva romane, albume de fotografii comentate, cărțile traduse și antologiile Laura Cristi, s-au tradus mai multe, mai multe litere, nu? Câte știi? 15-16 litere, traduse cărțile lui Ioan. Tot așa, nu mi-a prea încăput lista de premii pe care le-a obținut Aura. Și am zis că discutăm puțin despre revista contemporană, despre management, despre marketingul revistei contemporană, despre relația cu autorii. Am pregătit și eu mai multe întrebări. Pe parcursul să mă întreb pe Aura, invit să vorbească și oricând puteți sau trebuieți să întrebați tot ce vă interesează. Mulțumesc frumos pentru invitație. Eu mă simt aproape, foarte apropiată de fiecare dintre dumneavoastră și aproape înudită pentru că acum nu știu câți ani, nu prea am simțul timpului. Cred că în 89-90 am absolvit facultatea de jurnalism, făcând parte direct din comunicare. Și vă spun cu franchețe din ce motiv am renunțat la jurnalism. Simțeam că pot oferi mai mult. Deci exact ce vă interesează pe dumneavoastră, pe fiecare dintre dumneavoastră și sunt, presimt că ați ales facultatea de comunicare, simțind că vocația dumneavoastră este exact în această grădină, eu am fugit de ea. Mulți prieteni ai mei îmi vorbesc de forța mea de muncă, nu știu dacă e vorba de forță sau de o energie specială, apropo de întrebarea pe care voia să vă pună Mihai. Cred că mai degrabă e vorba de vocație. Este exact ce este o vocație, o iubire care trece prin mai multe faze de îndrăgostire. Iubesc enorm meseria mea. Este o pasiune, evident, este mai mult decât o pasiune, o vocație, durând mai bine de 3 decenii, deci putem vorbi despre altceva. Vom vorbi nu numai din politețe, simt eu că așa se cuvine să fac acest lucru. N-am făcut cu Mihai absolut niciun scenariu, nicio regie. Deci vorbim absolut deschis și cu sufletul și cu inima pe masă. Contemporanul înseamnă practic un secol și mai bine de 3 decenii din istoria României. Este una dintre cele mai importante reviste românești. La origine, mulți dintre dumneavoastră știu în mod sigur, a fost înființată de un grup de socialiști, deci de stânga, la Iași, la 1881. A apărut mulți ani, a avut și sincope, sub Ceaușescu reușise Ivașcu să facă un fel de curent de opinie.
În schimb, șansa uriașă a acestei reviste, cred că a fost anul 1990, când Andrei Pleșu, practic, i-a oferit această revistă marelui scriitor Nicolae Teman, care i-a dat o direcție, să zic, apolitică, deși nu suntem regenerați politic, nu suntem nici de stânga, nici de dreapta, nici de centru-stânga, centru-dreapta, dar cu interes stânga în România nu mai e stânga și dreapta nu e dreapta, lucrurile sunt extrem de amestecate. Ce m-a atras pe mine la contemporanul, franc vorbind, mare literatură și faptul că romancierul Nicolae Teman e unul dintre cei mai mari dostoevskieni, cei mai importanți dostoevskieni din istoria literaturii române și cred că nu numai din istoria literaturii române. Pentru prima dată numele lui Dostoevski apare pe teritoriul României în revista Contemporană. De altfel, revista Contemporană a fost înființată în siajul revistei Sovremenic, înființată la 1836 sau 8, nu rețin exact când anume, de Alexandru Sergeevici Pușkin. Prima știre despre Fyodor Mihailovici Dostoevski apare la 1881, în toamna anului 1881, când Dostoevski se stinge și este chiar un necrolog. Un necrolog, să zicem, ceva mai desfășurat, un quasi-reportaj de la înmormântarea unuia dintre cei mai mari scriitori ai lumii. Eu îi zic în stilul meu apelit că este unul dintre sfinții de litere ai literaturii universale și cred că nu greșesc. Există câțiva scriitori ai lumii de la care sunt atât de mari, fugia Himalaya, vârfurile cele mai înalte, încât de la ei nu poți învăța meserie. Meserie poți învăța de la scriitori situați sub nivelul lor. Contemporanul timp de 27 de ani aproape și-a propus, cred că domnul Leman nu știa de la cum a început acest lucru, și-a propus un lucru firesc, un program firesc care i-a putut din câteva cuvinte. Sprijinirea, promovarea, exact la comunitatea noastră, sprijinirea, promovarea și lansarea valorilor naționale românești. De ce spun că acest program a devenit imposibil pe parcurs? Pentru că între timp România, spre deosebire de alte țări din Est, în Goana Mare, și-a cam pierdut repede. Revista Contemporană este singura revistă de politică, știință și cultură, politică pe care e foarte rar și mai mult la nivel teoretic, care apare într-un tiraj de 2000 de exemplare. O să vă dau câteva date tehnice. Revista există în format clasic, tipărit și distribuită. Eu sunt însoțită de colegul meu care se joacă de operatorul și nu asta este meseria lui, Adrian Preda se numește, care este director de imagine, deci exact domeniul dumneavoastră, și care, pe mâna căruia se află distribuția revistei Contemporană și distribuția peste 500 de titluri, cred că Adrian între timp, apărută la editura editurile Contemporanul, Idei Europeane și Europress. Este grupul de edituri care sprijină această revistă non-profit. Revista apare atât în format clasic, îi spunem noi, pe hârtie, tipărit, cât și în format online. Evident că cele două entități sunt identice din punctul de vedere al conținutului, și diferă substanțial din punctul de vedere al imaginii. La imaginea online contribuie foarte mult Adrian Preda și colegul meu Andrei Potloc,
macheta este făcută, deci e o echipă, macheta este făcută de Carmen Dumitrescu, doamna Carmen Dumitrescu, copertele sunt realizate... Deci este color, Parțial color. Macheta este realizată de doamna Carmen Dumitrescu. Mergem, revistele românești se împart în două categorii. Reviste magazin, gen Dilema, gen revista Rojdoi, care sunt mai mult aplicate spre cultură, spre social, spre evenimentul imediat. Eu am încercat să mențin alura academică, adaptând-o la... știi ce am încercat să fac? Am încercat să fac o bucletină. Am luat, exact cum a făcut domnul Breban la început, cu Mircea Dumitrescu, macheta, o să vedeți, nu e sătărață. Este o machetă mai degrabă austeră, cu aceste coloane late, care au fost gândite de Mircea Dumitrescu, unul dintre cei mai mari graficieni și sculptori români în viață, și care a fost gândită punându-se cele mai importante reviste franceze, germane, rusești, față în față. Este singura revistă din România care mai publică romane sau cărți în curs de elaborare în foile tot, ceea ce este un lux absolut. Asta este motivul pentru care apar și trei comandă în cele, sau? Nu. Pentru că eu am vorbit cu studenții de la Management Publicații Online și majoritatea revistelor online și a ziarelor au trei comandă. Cred că este o chestie. Mai am gândit-o de ce am luat magazin literar, Nouvelle Observateur, la cărți, la macheta cărților, pentru că și ele implică un labirint, o bucătărie quasi savantă. Deci, practic, ce vreau să vă explic, că în fața acestor produse, iertați-mă, colegii mei, iarăși m-au pus în față, acestor produse care sunt elegante și frumoase, în spatele lor se află echipe. Deci, practic, este un copil, între ghilimele vorbind, un copil în care o echipă întreagă investește profesionalism, pasiune, entuziasm, suflet, pentru că o meserie, dacă o faci fără pasiune și fără suflet, mai bine renunță la ea. Sunt redactor, sunt corector, deci o revistă este alcătuită în felul următor. E directorul fondator al seriei noi, pentru că e și subtitlul de europeană, o altă revistă, o altă entitate înființată la 1919, de Constantin Hădulescu Motru, care, apropo de anecdotică, era dușmanul de moarte sau unul dintre dușmanii de moarte ai Liricea Blaca, au câteva controverse. Așa, deci prin acest subtitlu, încercându-se să se imprime direcția program a revistei, aducerea valorilor naționale prin planul societății românești și indicarea acelor valori care sunt perfect sincronizate pe plan european vorbind. Designul versiunii online lucrează Andrei Potlog împreună cu Adrian Preda. Sugestii, practic, e o bucătărie. Contemporanul are peste 50 de colaboratori din țară și din lume. O să vedeți senatul contemporanul care e alcătuit din membrii ai Academiei Române, profesor universitar din țară, din străinătate. Traficul lunar, asta a fost surpriza, dacă pe în format clasic revista apare în tiraj de bani și ca să vedeți rapiditatea cu care circulă informația, vă dau un singur exemplu. Revista apare în jurul datei de 20 aprilie. Ținem marțiși la această dată pentru că există o sumedenie de contracte de distribuție încheiate, gestionate și urmărite de Adrian Preda. Așa,
Deci, noi suntem legați de această dată fixă. În luna aprilie am făcut o excepție. Academia Română este acum aniversariul George Bacovia, marele nostru, unul dintre cei mai mari poeți români. Este 135 de ani de la naștere. Contemporan împlinește 130 de ani de la naștere, sau să-i zicem fondare, deși nu greșim spunând naștere, pentru că e o ființă. Academia Română, 150 de ani de la fondare. Și atunci am vrut să le facem o surpriză colegilor noștri de la Academie și să evităm numărul festiv, de fapt vor fi câteva. În data de 4 aprilie, exact când a fost sărbătorită aniversarea. Și ne-am dat puțin peste cap, dar în distribuție apare exact zilele astea în jurul de 2020. Surpriza a fost traficul. În ianuarie ne-au arătat colegii, pentru că nu ne-a venit să credem cum a crezut. 13.000 de vizitatori unici lunar pentru o revistă de cultură. Bine, dacă puneți alături de un site de muzeu, bikini sau așa, sau alături de o televiziune, nu știu, ProTV-ul, evident că mi se pare puțin. Ori nu poți ajunge la adevăr comparând lucruri de campaniere diferite. Dacă intrați la categoria presă, scrisă, media sau revistă sau cultură, veți vedea că această revistă, repet, lunară, nu e săptămânală. Este peste alte câteva publicații care sunt, nu dau titlul pentru că este ilegal, când sunt colegi, ca vizibilitate este mult, este foarte prezentă și este mult superioară. 13.000 de vizitatori unici înseamnă mult. Mai ales ca atenție, nu este o revistă de scandal. Aici nu veți găsi informații legate de cancan. Lucrurile la nivel de presă în România s-au amestecat foarte mult și, după păcate, nu în favoarea presei de calitate. Dacă ne raportăm la țările hiperdezvoltate, suntem turpiți din șoc. Revistele care țin de cancan, scandal, fac divers, în Suedia sau Franța, sunt citite la supermarketuri atâta vreme cât îți faci cumpărăturile și aruncate la coada de acolo unde le este lumea. Este o revistă în care, asta voiam să vă spun, am încercat să găsim o medie. Am încercat să ne jucăm puțin. Ce o să intereseze pe cei care vor urma după peste 20, 30, 40, 50 de ani? Oare faptul că, nu știu, guvernul X sau Y a pierdut din salariile românilor 25% sau X este amantă în Y va fi la fel de interesant? Sau va fi interesant că în anul cutare, la editura cutare, a apărut una dintre capodoperele românești, știu eu, sau o carte eminentă care va strâni, a și strâni deja interesul publicului și este una dintre cărțile de bun despre regizorul Tarkovski, semnat de prietenul și colegul. Evident că nu va interesa amanta cui a fost doamna sau domnișoara Iuxulescu și va interesa informația de altceva. Există câteva pagini în care sunt tratate evenimentele la zi, în schimb celelalte tratează evenimente de prim nivel din domeniile literatură, film, teatru, lansări de carte, țară, străinătate, traduce. Mai e ceva foarte interesant, la contemporan lucrează oameni de diferite vârste. Orice se vede din acest text, veți vedea tonul extrem de viu și tânăr absolut la toți. Inclusiv Mister Contemporan, Călin Călinan, mare documentator al fenomenului legat de filmologie. Așa, care e lucrează peste 50 de ani la contemporan sau, în cazul meu, care mă apropie de 25 de ani de contemporan. Apropo de ce îmi spunea Mihai, cum am reușit să scriu.
fac tot timpul același lucru. Scriu, citesc, ascult muzică, fac sunare contemporană și împreună, în colaborare cu colegii mei, încercăm să dăm lovituri editoriale. Secretul este să faci tot timpul ceea ce îți place. Și încet, în timp, chiar dacă o găsit e o rudă care zice că zice, dom'le, ce specialitate ai comunicare, scriitor, poet, în timp, văzându-vă anumitul să nu trebățivat, o să vă lăsăm aici. O să vă zic că exact cum se spune mie, o să dom'le legea. La 14-15 ani, tatăl meu mă întreba să întreabă de meditație, dar tu ce vrei să gândi în viață? Deci, poet, m-am spus eu, e adevărat că am făcut jumătatea de bun. Dar ce meserie este? Păi zic, nu e o meserie, e o vocație. Și tatăl meu, care a fost militar, în punctele de elitare a vieții, spune că să-ți alegi o meserie mai ca lume. Cred că adeseori, deși e adevărat, comunicarea nu se compară cu poezia sau poate fi considerată poezia de la un fel de acolo, cred că de aceleași întrebări, uneori aveți parte dumneavoastră, comunicarea cu ce se mănâncă, ce înseamnă, cum se transformă, să știți că e o altă superioară, cum se transformă apariția unei reviste, a unei cărți, a unei știri, cum se transformă în eveniment. În primul rând trebuie să afli, e cazul să afli cum au făcut alții, adică să ai cultură generală și cum ajunge la cultură generală, citind tot timpul. Am venit cu proiectul România citește.ro la dumneavoastră, lansat cu prilejul aniversării de 135 de ani de la înființarea revistei, din câteva motive foarte exacte. Am întâmplat a face că am luat cunoștință de câteva statistici absolut alarmante. România deține ultimul loc în Europa la capitolul lectură, strană, alături de Grecia. Nu ne reuși, cred. Deși a fost o știre transmisă pe toate canalele. România deține ultimul loc în Europa la capitolul producție de carte. A spus, nu se... România are 24% dintre cetățenii României fiind alfabetizați, citesc un text și nu sunt capabili să-l asimileze. Când mi s-au comunicat aceste date, am fost alarmată și am făcut acest proiect inclusiv nu pentru că n-am crezut acestor cifre, erau niște sondaje oficiale, făcute de echipe bine informate, care au studiat piața, au făcut sondaje, testări, au adunat informații și au ajuns la aceste concluzii și alarmante pentru țara noastră. Și atunci, dragii mei, împreună cu echipa de la Contemporanul, am acceptat să ne dăm periodic programul Purgător Nim peste cap ca să mergem la Galați, Ploiești, Oradea, Timișoara, Cluj, la licee, la școli, la universități, să vedem dacă lucrurile stau chiar așa. Surpriza este că nu sunt chiar așa. Umplând corpagajele mașinilor noastre cu cărți și scoțând gravatul obraznic al librarilor, uneori în brațe, să nu-i supără nici pe lume. Am constatat că titlurile noastre se vând ca pâinea caldă. 1. 2. Că suntem, ne aflăm în fața unui public bine informat, bine pregătit. Și că e nevoie exact de lucruri despre care ne vorbea domnul Alexandru Surpu și recent specialistul în istoria filozofiei și recent o să vedeți numărul care va apărea, eu deja vorbesc la trecut pentru că sumarul este făcut, e dat în lucru, unul dintre cei mai importanți savanți chimiști
Domnului, Bogdan Cesimian. E nevoie de următorul lucru, în condițiile în care nivelul televiziunilor a scăzut, în față sunt aduse false repere, false motive, talk show-uri cu temiri ce politician de mâna a 3-a, 5-a sau a 17-a, e nevoie în societatea românească, dar spunea domnul Bogdan Cesimianescu, membru al Academiei Române, vicepreședinte al Academiei Române, să fie aduse 20-30 de personalități și să facă exact ce facem noi. Turnee. Turnee prin toată România. Pentru că e limpede că e ceva neregulă în țara noastră. Clasicii au fost dați la o parte, cele câteva repere reale, oameni care mai sunt vii, sunt îmbrânciți în margine. Nu știu, avem mari scriitori români în viață, pe care îi vedem din an în Paște, uneori îi întâlnim la târguri de carte, sunt atacate instituții ale statului, a fost atacată instituția care este profesorul, preotul. În satul vacanțelor din copilăria mea, toți oamenii își scoteau pălăria când vedeau profesorul sau preotul și se închinau în fața lor. Ei erau două personalități, erau instituțiile fondatoare. În țara noastră, profesorii au fost umiliți, intelectualii reali, de o reală vocație, au fost dați la o parte, biserica este atacată, este inacceptabilă. Iar relativ de curând, aflăm că se reduc drastic orele de istorie, limba, literatura română vor fi puse la oaltă sub genericul științe ale comunicării și latina este exclusă din program. Este un atac la adresa națiunii române, se lovește în identitatea acestei națiuni, ceea ce este inacceptabil. Și atunci, menirea noastră, și când spun a noastră, vă includ și pe fiecare dintre dumneavoastră, este să încercăm să ne unim, să ne solidarizăm în jurul valorilor noastre. De ce vorbim despre carte, despre reviste, în primul rând? Pentru că de la început până astăzi, identitatea unei națiuni se conservă prin litera scrisă. Ce visau Eminescu, Slavici? Visau România mare. Ce visa Pogărnicianu, cel care semna în paginile acestei publicații, al cărui prestigiu aproape că ne împovărează, aproape că ne apasă, vorbea despre România ideală. Să știți că oriunde ajung în lume, evident că nu vorbesc în felul deschis sau cu dumneavoastră vorbesc cu niște vechi, foarte vechi prieteni, nu pot spune aceste lucruri. Pentru că ne-am face de râs. Nu pot spune aceste lucruri. Eu nu pot spune că România, spre deosebire de alte state care au scăpat de jugul dictaturii, își bate joc de valorile ei. Eu nu pot spune că, în contextul de astăzi, nu știu prin ce miracol malign, Parlamentul României, care este unul dintre forurile decisive, legislative ale acestei țări, adoptă o lege, așa zis, antilegionară, ca să mai lovească odată în vârfurile perioadei interbelice. Nu vă spun acest lucru în intenția de a vă lăsa o falsă impresie, că aș cosmetiza mișcarea legionară, că aș fardau, că aș cosmetiza, Doamne ferește. Ceea ce este inacceptabil în cazul acestei mișcări despre care Nicolae Pirevan vorbește, ca despre singura mișcare de origine autohtonă, deci neimportată pe sol românesc, este inacceptabil că a derăiat în crimă. Inacceptabil. Uciderea oricărei ființe, de orice națiune ar fi, este inacceptabilă. Poate mai mult uciderea în numele unei idei. O descoperire uriașă a lumii, făcută de Fyodor Mihailovici Dostoevski și Friedrich Nietzsche, acești mari gânditori și mari proroci ai secolului al XIX-lea. Ori, ai trata pe Mircea Eliade,
Emil Ciorac, Vintilă Horia, Mircea Vulcănescu, ca pe criminali de război, ei fiind mari intelectuali care au aderat la prima parte a acestei mișcări, mi se pare un abuz. Un abuz de interpretare, un abuz de putere, ceea ce este inacceptabil. De ce mă refer la acești cărturari? Pentru că alături de Dimitrie Cantemir, Iorda, Eminescu, sunt cei mai cunoscuți cărturari pe tot pământul. Spre deosebire de țările din Est, care cu calm și maturitate și-au recuperat valorile date în timpul dictaturii, nu știu de ce supunem valorile noastre unui soi de epurări în esență inexplicabile, care ne aduc prejudicii de imagine. Dacă comuniștii au condamnat în bloc legionarii pentru anticomunismul lor funciar, noi nu ne putem permite acest lucru, așa cum nu putem aplica ca pe o literă de lege hotărârea de Tribunalului Poporului adoptată în perioada stalinistă-dejistă, perioadă taxată la nivel de state ilegitimă și criminală. Și vă spuneam că ori de câte ori merg în străinătate, vorbesc despre România ca despre țara unei urie și culturi. Câțiva prieteni stăteau lângă mine și mi-am auzit și șoptind chiar așa, zic, da, este țara unei urie și culturi. Și când spun acest lucru, mă refer în primul rând la Constantin Brâncuș. Mă refer tot în primul rând la George Enescu, mă refer la Dimitrie Cantemir, mă refer la Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, perioada intermedică, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, care a reinventat limba română, George Bacovia, despre care v-am vorbit, Ion Barbu, Nichita Stănescu, Maria Preda, Liviu Rebreanu, Hortensia Papadar Bengescu, Nicolae Breban, Augustin Buzura, Ștefan Augustin Tăinaș, e o listă de 60-70 de personalități care ar onora oricare dintre culturile lumii. De ce trebuie să cunoașteți? E obligația noastră morală de a cunoaște opera acestor personalități? Pentru că vă veți convinge de faptul că sunt mari, sunt importanți, că ne datorăm România de azi, care, din păcate, se află în impas. Pentru că de la ei am putea să învățăm cum să ieșim din acest impas. Pentru că de la ei veți învăța un lucru esențial pentru comunicare. Cu ce începeau mari pictori, sculptori, lecțiile lor în atelierele Renașterii. Să deseneze bine o față, un ochi, un nas. Dumneavoastră trebuie să învățați să scrieți în primul rând excelent o știre. Pentru că dacă va fi scrisă fără reproși, atunci veți reuși să comunicați acea știre și să o transformați în eveniment. Eu aștept întrebări de la dumneavoastră, vă răspund la orice tip, gen de întrebare legat de comunicare. Dacă am uitat ceva, putem vorbi, pentru că comunicarea este un domeniu uriaș. Uriaș. Și ceea ce este important e că dumneavoastră ați putea, începând chiar din ziua de azi, să schimbați lucrurile. Să încercați să schimbați fața, chiar fața comunicării din România, care nu este în regulă. La noi nu se transmit știri, nu se comunică. La noi, în nu puține cazuri, se unii o parte a presei, a jurnaliștilor, a specialiștilor în comunicare, distorsionează faptul. Ceea ce iarăși nu este regulă. Vorbeam cu Mihai de modele de jurnaliști în România. Sunt foarte puțini. Foarte puțini. Foarte puțini. Și oricum, departe de, nu știu, de modelele jurnaliștilor mari din Occident, din Est sau din Vest.
Oana Politkovskaya, despre Oana Politkovskaya vorbește tot mult. E adevărat că am început să vorbească după ce am fost decis. Despre modelele românești se vorbește extrem de rar, în șoaptă, cu o jumătate de gură sau pe canale marginale sau la ore imposibile ale nopții. Știți cum am auzit vorbindu-se despre modelele Rusiei? Eu care, atenție, când vorbesc de Marea Cultură Rusă, fac abstracție deliberat de politica abuzivă, etc., etc., a statului rus. Deci sunt două lucruri diferite, și România, și Basarabia, și Bucovina au suferit în urma politicii abuzive. Am fost invitată acum 2-3 ani la un congres, știți când exact? Cred că în 2013, când oboriseră rușii, s-a stabilit în cele din urmă, în septembrie, acel avion pe teritoriul Ucrainei și au fost uciși 300 de oameni, dintre care o bună parte erau copii. Au făcut o demonstrație de forță, dragii mei, absolut neașteptată. Pur și simplu ne-au redus atâcele, au invitat peste 300 de slaviști din lume. Eu când am văzut programul ăla de câteva zeci de pagini, Dumnezeu te dai, zic eu, industrie întreagă. Cum o să comunice acești oameni între ei? Cum vor organiza? Dacă stăm să ne ținem fiecare conferințele, ne apucă Crăciunul de peste un cincinat. Ei bine, au atomizat organizarea, au făcut pe secții. Eu am fost repartizată, am ales să merg la secția de poeți care au tradus din mari scriitori și tradusesem o antologie din Ana Ahmatova. Inevitabil, în ultima zi, s-a vorbit despre evenimentele din Ucraina. Era o tensiune. Nu puteam noi să ținem, să facem de deștepție în domeniul traducerilor, din ce la televizor în seara vedem de victime mai sunt în Ucraina. Un profesor la Universitatea Lomonosov, la un moment dat, vorbind, expunând punctul de vedere al Rusiei, îi se încăpățânează să creadă că Ucraina e terenul rusesc, ceea ce nu e bine. A spus la un moment dat, vorbindu-și sugestiv punctul, de despre răspunsul era cât pe ce s-o strică. Și ar fi fost inacceptabil pentru că scrie și proză. Cineva din sala a întrebat, zice, dar chiar nu vă deranjează că sunteți izolați? Chiar nu vedeți că sunteți izolați? Zice, congresul dumneavoastră e o încercare de a sparge această izolare, dar totuși o voce imperturbabilă, știți care a fost replica acelei personalități? De Dostoevski și toți sunt la dacă îmi spuneți numele unui critic român de la ora actuală care ar da o replică similară de Preda, Eminescu, nu știu, Reban, Buzura nu va trece, nu cred că dau premiul pe răbăr. Mulțumesc! Lecțiunul se îndrept la anul 3, la studenții de anul 2 și voi sunteți la masterat. Aproape că ați scăpat și am făcut un mic sondaj de opinie la anul întâi. Ce cărți s-au citit, în ultima lume, ce personalități cunosc și este grav. Și mi-am propus ca în a doua oră a seminarului să vorbesc cam despre ce vorbește Aura, despre promovarea culturii și românești și internaționale. Și chiar asta fac în a doua oră. Și săptămâna trecută am vorbit despre Vânduș. Întâmplător pe român, nu neîntâmplător pe român, dar am vorbit despre mai mult, dar chiar despre Brâncuș. Văd că aveți o pagină în numărul ăsta cu Brâncuș. Și ce am găsit când am căutat despre Brâncuș? În 2005 s-a făcut un sondaj de opinie cu 500 de critici și artiști internațional, la nivel internațional, și li s-a spus să numească cea mai mare operă pe care o consideră ei și în topul 10, nu știu, top 10, nu știu pe ce loc, a ieșit Brâncuș. Ca având sculpturile și complexul muzeal de la Târgu Jiu, a ieșit în top 10
în toate timpurile, sculpturi în toate timpurile. Deci cei care n-ați vizitat pe Bujou, mi-a dus și vizitați pe Bujou, că este pe care... Iar unul din criticii americani spunea, și asta, întotdeauna să citesc, deci un critic american a scris o carte despre sculptură sau despre artă și am găsit un paragraf despre Brâncuș, spunea ceva de genul ăsta. Acest primitiv, Brâncuș, acest primitiv, este poate cel mai mare sculptor al tuturor timpurilor. Sculpturile lui și complexul de atârziu poate fi asemănat cu marile realizări al omenirii, cu piramidele din Egipt și cu celelalte. Deci Brâncuș este, într-adevăr, cel mai mare produs viitor care l-a avut. Da, Mihai, dar uite, vorbindu-se despre Brâncuș, nu se spune cine i-a fost maestru. Și i-a fost maestru un alt sculptor, uriaș, dragii. Dimitrie Paciura. Dimitrie Paciura, să intrați pe Google, sunt extrem de puține albume și făcute, mă rog, vai de capul lor. Dimitrie Paciura l-a învățat să sculpteze pe Brâncuș. Spre deosebire de Brâncuș. La care nu se uitau, domne, nici câini în atelierul lui la Paris. A avut un noroc uriaș, își făcea mămăliga aia lui. Făcea desene, sculpta, muncea ca un rom și a avut un noroc uriaș. Uriaș. Au dat de el niște americani. Așa a fost. A fost scandalul cu... Exact. Știți scandalul, nu? Că niște americani au cumpărat niște sculpturi și la vamă au oprit sculpturile vamei și au spus că astea sunt obiecte industriale de plătiți vamă. Da. Și de aici ești un întreg scandal, s-au raliat cu Brâncuș toți mari artiști ai momentului. Exact, și a început să așa se... a devenit celebru. Cam cum le-am arătat eu la studenți până acum două săptămâni niște poezii de Bukowski și Bukowski în Paris la o mare invitat la televiziunea franceză cu 4-5 mari scriitori și Bukowski, nu știu dacă știți de ce alt Bukowski, un mare poet american, și Bukowski avea un obicei, bea foarte mult. Și în emisiunea respectivă s-a dus cu două sticle de vin și le-a băut toate acolo, că ei vorbeau, el bea. Și la un mijlocul emisiunii s-a ridicat și a plecat. A doua zi, în două ore, s-au terminat toate cărțile de Bukowski din Franța. Deci, e bună și o chestie din Franța. Vă recomand cu căldură Himerele lui Dimitrie Paciura. Și o să vedeți exact, o să vedeți, are Himera Vârșucului, Himera Giganții, sunt în parcul Caro. O să vedeți și o să vedeți câte meserie a învățat Brâncuș, pentru că se vede, se citește, Paciurea neavând norocul lui Brâncuș. El practic a ajuns un quasi necunoscut în țara lui și e păcat pentru Dumnezeu. Dragii mei, polonezii, dacă ar fi avut valorile pe care vi le-am enumerat acum câteva minute, îi urla toate. Acum tot o săptămână am vorbit, studenții vorbit, de asta l-am pus pe Bukowski, despre ritmul text. Știți că orice text are un ritm. Sunteți obișnuiți cu ritmul în poezie, ritmul în muzică, dar știați că orice text care scrieți, mai ales textul creativ. Deci când scrieți pe un blog, trebuie să scrieți în modul, ca în modul creativ. Orice text trebuie să aibă un ritm. Și știm foarte bine de chestia asta cu ritmul în poezie. Dar vorbim despre poezie și de ritmul, ar vrea să rog pe Aura, n-am plănuit nimic ce discutăm în acest moment, dar vrea să rog pe Aura să rog să ne citească o poezie. Biblica. Doamne, sublimă profeție, explorând fântâni, păduri, culori, e un sfârșit incert ce adie dinspre coroana fără frunze a stejarului răsfrântă în văzduh și în sunete acute din sfintele lor. Doamne, sublimă profeție, urmind din matcă fluvii, păsări, meteori, un început în toate
Sper să fie. Pământul gol e și întunericul prea blând și bună e lumina ce-și lucrează drumul plin și urma peste tot prea vie ca să fie deodată sub cerul gol. Condorii nu se văd în cartea de la orizont, în toate așteptarea geme stins, iruptă, fără să se știe, ca un pregând din acel duh care ne este tuturor temerie din preziua afacerii abruptă. El e prea singur ca să moară, prea singur ca să fie pe acest pământ inima abia pulsând sub piciorușele acelui porumbel divin ce ține în pisc crenguța de măslin și stă față în față, ochi în ochi, suflet în suflet, cu singurul vecin. Referitare la site, că ne interesează foarte mult în managementul publicațiilor online, de asta reușiți să aveți un număr, într-adevăr, foarte mare de vizitatori mici pentru reviste de cultură. Care, ce strategie ați aplicat? Trebuie să fie aplicat ceva? Aveți Facebook, bănuiesc? Categoric. Ce strategii utilizați ca să aduceți vizitatorii la, la site? În primul rând încercăm să fim noi înșine. Trebuie să vă spun că în condițiile în care în floare în România este politica corectă, o globalizare în care e prost înțeleasă, noi nu ne-am abătut o clipă de la programul nostru. Deci am urmat valorile reale. Nu modă este exclus din stat tot ce atacă România, valorile, pardon, tot ce atacă valorile românești, tot ce personalitățile care au vorbit injurios despre istorie, tradiție, neam și așa mai departe. Punctul 1. Punctul 2. Deci, mergând împotriva curentului, încet, încet și lucrurile începând să se limpezească, această revistă a început să urce. 1. 2. Avem și editor. Facem turnee, facem lansări. Nu știu prin ce miracol ne-au remarcat cei de la Google. Nu. Au înțeles ce facem. Cum a fost? Spune-te. Nu, nu are rost să detaliem. Folosim AdWords. Cum? Folosim Google AdWords. Da. Și ce cuvinte folosiți? Motoare de căutare. Sunt. Da. Se da. Schimbă de la lună la lună. Da, motoarea de căutare se pune la fiecare text. E adevărat că uneori autorii, deci în capul fiecărui text o să vedeți în conținutul, în conținutul revistei, e scos, sunt scoase câte o frază, două, trei, da. Care nu neapărat sunt esența textului, ci e ceva tare. Ideea este că... Deci stai ceva și alege practicarea. Da, da. În ultimul timp văd că de mai mult și mai mult autorii aleg ce preferă ei. Contemporanul a reușit performanța de a construi un fel de trib. Ne sună foarte mult, tribul Conte, pe care ne sfățăm toți. Trib care i-au cătrit majoritatea semnatarilor. Sunt atipici. Sunt considerați incomozi. Majoritatea sunt un fel de outsider și când spun acest lucru, vă rog să omiteți nota ușor ironică. Nu. Sunt indivizi neregimentați. Cei care judecă pe cont propriu. Cine dintre dumneavoastră a citit Demonii și dacă nu l-ați citit, vă invit. Cine a citit Demonii? Vă invit cu drag să-l citiți sau să-l recitiți, aici intru și pe terenul dragului Mihai. E un personaj foarte sucit acolo, un anarhist și Galeu se numește. Și
care ține o grămadă de teorii, una mai în contextul secolului al XIX-lea, păreau extrem de aiurite, ciudate, trăsnite. Ori acele idei trăsnite, văd că încet, încet se transformă, nu erau decât niște uriașe profeții. Spune la un moment dat și Galeov, zice, domne, oamenii mari, de când e lumea, au deranjat. De ce? Pentru că sunt niște despoți. Și atunci omenirea, de când este ea, ce face? Dau aleatorul, de exemplu. Lui Homer îi taie limba, pe Giordano Bruno l-am pe rug, pe, nu știu, pe Shakespeare îl împroașcă cu pietre, îl răstignesc pe Iisus, pe care... pe care nici, despre care Nietzsche spune că creștinismul avea un singur creștin al umanității și acela a fost răstignit pe cruce. Ce spunea și Galeov? Că tipul de societate care se preconizează, și o să vă descriu imediat prin câteva trăsături, va exclude deliberat excepția. Oare de ce credeți că se exclude excepția? Pentru că gândește pe cont propriu. Asta a reușit Tribu Conte, să adune o seamă de oameni care gândesc pe cont propriu. Academia Română, când a aflat de excluderea orei de latină, a făcut un demers, un apel semnat rapid de 500 de personalități. Contemporanul, acum fix 10 ani, fix în luna aprilie, a lansat apelul pentru salvarea culturii române, semnat de 900 de personalități. Tot și Galeov spunea că omenirea se va împărți altfel. Toți vor fi monitorizați, 10% din omenire, spunea și Galeov, Verhovenski, reproducându-i o bună parte din teoriile aparent deșuchiate, vor conduce lumea și pe ceilalți vor încerca să-i transforme pe sclavi. Faceți orice ca să vă găsiți sclavi. Cartea lui Dostoevski, Demonii, este de foarte mare actualitate. Cred că prin 70 și ceva, regizorul lui Ciceria a fost un interviu cu el, dar după Revoluție, el spunea ceva de genul ăsta, prin 76-78. Visul lui este să facă un film după Demonii Dostoevski. Și a spus asta prin 70. E imposibil. Da, evident. Thomas Mann avea cultul Demonilor. Tot facem așa o discuție generală, garantează cartea care scriu acum, are o citată din Demonii. Mă tot, că ți-e spus citată din Demonii. Acela care i-a învățat pe oameni că sunt bun, va te săvârși lumea universului. Da, uite, pentru că suntem pe terenul... Pentru că suntem pe terenul lui Dostoevski, o să-ți aduc aminte o frază care e pe buzele tuturor când e pronunțat numele marelui contemporan al lui Nietzsche, Fyodor Mikhailovich Dostoevski, frumusețea fața oamenilor. Și pe lângă care treceam inclusiv eu, fără să tresar. E, frumusețea va salva lumea. Bine, se poate traduce și va mântui lumea. Ori puțin, este una dintre afirmațiile emise de un personaj memorabil dostoievskian din romanul Idiotul, despre care Fyodor Mikhailovich spunea că visa prin această lucrare în vârfa lumii, visa să creeze un om minunat. Și că nu e nimic mai dificil, nu cu atât mai mult cu cât s-au făcut câteva încercări memorabile prin Don Quixote, Jean Valjean și alții câțiva. Cheia o dă chiar prințul Mishkin, așa zis un idiot, falsul idiot, care spune că e prea complicat. Tot romanul este țesut, este construit în jurul ideii de frumusețe
și suferință. Eu am scris o carte, Elogiul suferinței, despre care v-am vorbit Mihai și am avut insolența, o grăznicie enormă de a așeza două lume dinamite față în față. Nici Dostoievski, nici culmea o grăzniciei să mai fac și Elogiul suferinței. Mâșchin spune că este prea complicat, că de obicei vorbește fără să tresare despre aceste lucruri, ori uneori devine confuz. Vă spuneam că tot romanul este construit pe ideea de frumusețe, ori nu e orice tip de frumusețe. Și despre... E vorba, în primul rând, despre relația dintre frumusețe și suferință. Aduți aminte modul în care tresare prințul Lev Nicolaevici când vede portretul Nastasiei Filipovna în biroul generalului Epanchin, așa, și se trezește pur și simplu magnetizat de acel portret și îl întreabă, cred că chiar doamna generală Epanchina, o femeie foarte ciudată, sucită, care abia deși suportă fica nihilistă Aglaie Pancina, pe atunci nihiliștii erau arestați în stradă și băgăți apușcăriile. Așa, zice, dar ce te atrage la acest portret? Zice, suferința. Pe chipul lui scrisă se poate citi foarte multă suferință. Ori, Nastasia Filipovna ajunge să fie ucisă. Și care e mesajul lui Dostoievski? În frumusețea, acest tip de frumusețe nu poate fi stăpânită. Deci aici... Da. Recomandarea mea, dacă vreți să citiți o dată Dostoievski, începeți cu Idiotul. Da, așteptam și întrebări. Eu sunt Sotolo. Nu mă pot începa cu sus, că am știți și eu ce-i demonii și da, nu am fost. Un comentariu legat de cât citesc studenții, vă pot spune. Am făcut o cercetare în 2011. I-am întrebat într-un chestionar cât timp alocați pentru următoarele activități. Una dintre activități era să citiți cărți. Timp ce citiți cărți. Și aproape o treime au spus că nu citesc deloc. Rușine. Mă rog. Cealaltă treime au zis că citesc cam în jur de o oră. Și restul mai mult. Deci destul de puțin. Sigur că la acele evenimente la care ați participat, au venit studenții care erau interesați, care vreau să afle, oameni curioși, oameni care vreau să dezvolte spiritual, emoțional și nu doar să câștige ceva sau să aibă ceva. M-ar interesa legat de succesul online al revistei. Sigur că acum majoritatea citim online și ziare și reviste. Probabil că pe viitor vom citi și cărțile doar online. Asta e părerea mea. Cartea tipărită va fi, așa cum e fierul de călcat al bunicii, pe care îl punem undeva ca obiect tradițional, dar nu vom mai citi peste 100 de ani cărți pe hârtie. Cred că marea majoritate vor fi electronice. De aceea înțeleg succesul revistei electronice. Am înțeles din discuția anterioară că o parte din succes este explicat de promovarea făcută pe Google cu Google Ads, da? Aș fi curios dacă care tip de articole, probabil că știți care articole sunt mai citite. Probabil că sunt unii autori care sunt mai cunoscuți pe bani, probabil mai citit decât alți autori. E un nume care atrage, sigur, ca în orice domeniu, ca în teatru, în vremuri, oriunde. E un nume care atrage. Dar sunt și teme care atrag. Pentru că ați menționat de multe ori, și e clar că asta este... Am citit un pic și m-am uitat și pe... M-am mai citit și înainte și m-am uitat și pe ziar, în revistă. E clar că problema cheie este problema națională. Da? Identitatea națională și cultura națională. Ambele în legătură, care sunt în criză acum, din cauza atacului la adresa unor instituții care apără identitatea națională și care
mă rog, și nu mai la adresa unei instituții, ci la adresa identității naționale și la sentimentele naționale. Că dacă nu ești, dacă ești patriot, atunci cine știe cum ești, mă rog, retrograd sau, mă rog, ai o altă poziție care nu e potrivită cu neoliberalismul și globalizarea din prezent. Deci, eram curios dacă publicul caută articole care să vină ca o, nu știu, ca o alternativă la ce se întâmplă în viața de zi cu zi, în viața politică, în mass media și așa mai departe. Dacă sunt oameni care vor valori, vor să repere. Și repere care merg la media națională. Adică aici sunt articole și care se referă și la probleme care țin de identitatea națională, dar și probleme care țin de, nu știu, de exemplu, era un articol despre ce înseamnă să fii un om care să fie atașat meserie tare, să-ți faci meseria cu pasiune. Da? Vorbea despre un farmacist și așa mai departe, un chimist care și-a dedicat viața pentru așa ceva și nu și-a, n-a făcut concesii unor firme. Deci sunt și alte articole, nu sunt doar cele legate strict de problema națională și istoria sau cultura națională. Aș fi curios, care articol a avut succes? Ca să văd ce vor oamenii și, nu știu, care sunt sensibilitățile oamenilor. Polemicile sunt foarte citite. Ciudățenie este că e citită poezia de calitate, ne publicăm foarte rar poezie, pentru că e o avalanșă liricoide interminabile. Așa, la noi e și foarte multă impostură, deci polemicile, interviurile sunt citite, poezia, am spus, cronica de film, cronica de teatru, evenimentele în străinătate, de pildă, în turneile pe care le facem, am aflat un lucru pe care nu știam. Contemporanul este, la Contemporanul e abonată toată rețeaua institutelor culturale, deci sunt 20 sau 21, urmează să se inaugureze și la Moscova. Ei, de pildă, citesc, deci colegii noștri de la, care sunt și diplomați în numai de cultură, sunt artiați în primul rând de știri. Tot ce ține de viața lui, după aia trec la polemice, la nu știu, să le zic că războaiele interne sau lucrurile astea. Deci este important publicul, adică există un anumit tip de public care urmărește mai mult știrile, un alt public care exact urmărește... Și întrebări de la și... Dar Contemporanul merge. Ideea este că îl citesc și ele. Eu credeam că elevii nu se atinge în adevărat. Îl citesc elevi, profesori, studenți, îl citesc colegi de-ai noștri scriitori, îl citesc ce se întâmplă toate instituțiile culturale, de pe România Scriitorilor, are filiale în toate județele sau în majoritatea județelor. Și se repartizează, practic, știu că Adrian are mereu probleme, că îi se cer, dă-mi te rog numărul 3, 2 din acesta, numărul de multe este epuizat și el e căutat. Și încă un lucru peste care nu putem trece, e că nu puține reviste, ziare își topesc returile, nu facem nicio repace. Deci tot ce ne vine din returi, da. Se vând aproape de două ori mai bine numele care au suplimente de carte gratuite. Dacă ar fi încălzit toate 12 numerele ale Vita cu suplimente. Dar poate aveți un sponsor și să găsiți sponsor care să... Ei, aia e problema. Ideea este că fiind o revistă nejucată politic, o ținem, și fiind o revistă non-profit, noi ținem din proiecte. În Germania, de pildă, dar nu ne comparăm cu Germania, de pildă în spatele Dietzeit, altul, e câte o fabrică de învățăminte, deci au... Deși toată presa europeană s-a clătinat, dar totuși, cu toate crizele
s-au adoptat măsuri de protecție a culturii, au făcut-o și Franța, au făcut-o și vecinii noștri polonezii, cehii, noi mai puțin. Noi am dat în cultură, în profesori, etc. Întrebări, studenții? Da. Aveți succes cu cărțile publicate? Adică se vând bine pentru că eu spune și de la mea, eu n-am citit nimic de dumneavoastră ce ați scris și de asta. Cărțile se vând, mulțumesc pentru întrebare, dar să știți că n-aș raporta succesul la mine. Dacă mi-am zis, n-am zis, da. Păi dacă mă fiind de casar, vreau un film de nivelul său, vreau, cred că mă și... Doamne, iartă! Da. Asta a făcut o dată singură povestire. Ce ați fost cu mine? Că trebuie să și vedeți ca să deveniți cunoscut. Nu, nu trebuie să vedeți ca să deveniți cunoscut. Sunt niște tipare. Dostoevski nu vindea foarte bine. Când era... fiind în viață, nu vindea foarte bine. Dar mai mult decât atât, suferea Ivan că contele Tolstoi de două ori. Și el avea perioade în care îl ducea destul de greu, ca Kafka, în timpul vieții, erau de quasi necunoscut și a avut un ideas în loc de un loc, care l-a valorificat în scrise după moarte. Shakespeare, o avea un succes de roza. Da, da, deci chestia cu întrebarea asta cu succesul e foarte... La portat la vânzări este total fals. Unii autori se vând bine ca și picturile. Unii picturi vând bine, dar foarte mulți l-au văzut după ce Van Gogh a vândut un singur... Da, cartea mea cu Van Gogh a traducem în engleză, cum așa și eu am fost la parte, am trei săptămâni, am spus la vârful Megori și era iarnă, era ghețar și l-am întrebat pe... Nu mi-am dat decât jumătate din bani. Și mi-a spus, băi, după ce dacă muream acolo? Că a fost puțin. Și el a spus, când am apresat tot toți banii. Și el a spus, dați seama, poți să mă întâmplă cum te gândeam? Deci chestia cu ăsta este relativă cu vizările și cu ăsta. Maculatura se vine... M-a întrebat că acum a două săptămâni cineva, eu am aflat o știre. Ăsta, Bașta Voi. Eu n-am citit de Bașta Voi, dar un prieten care nu citește. Bașta Voi este un scriitor din Republica Moldova, din Chișinău, care a vândut o carte în Franța, ceva, nu știu, 100 de mii, 200 de mii de exemplare. Bașta Voi este, are vreo 10 cărți publicate în România și a vândut cam 500 de mii de cărți în România. Cum cheamă Bașta Voi? Ștefan, cred. Dacă nu greșesc. Deci Bașta Voi e un fel de scrie în genul public, din ce mi-a dat pe seama. Puri tot așa, vin de 500 de mii lei. Deci e foarte bine, nu e nicio problemă. Și acum, Bașta Voi, va fi publicat a doua carte în Franța și mi s-a spus că, spuneți o cifră, câte exemplare va fi în Paris? 2 milioane de exemplare. Cine v-a spus că vinde puric 500 de mii de lei? Nu, per total. 500, nu, de 500 de mii de lei. De 500 de mii de lei într-un an a vândut. Bilete la spectacol. Eu am fost la unul din... m-au dus prietenii cu forță la public și da. Era o coadă de câteva sute, de 200 de persoane care cumpărau carte. 200. Deci Puric vinde masiv. Puric vinde este unul din cei mai vânduți autori în România, fără nicio fel de discuție. Dar nu, e foarte ok. Bine că am spus studenților mei, Esca și cu Rădulească au publicat în carte, s-au venit câte 20 de mii fiecare și am spus, domne, asta nu înseamnă să seama... ca o... Deci, atenție, valoarea nu este egal vânzare. Nu, dar eu am spus că e bine și așa, da. Am spus, vă dați seama că 20 de mii de oameni în loc să stea pe Facebook au citit o carte. E bun și așa, chiar dacă la Rădulească pe prima pagină ai 5 greșeli. Dar nicio importanță, important e că... E bine, nu? Și e bine să citești și libertatea. Important e că s-a citit o carte. Deci dacă mi-a comparat ceva la trei scatoline ca scriitor, sunt două lucruri. Eu zic că e o categorie și timpul va decide. Poate peste 100 de ani, cum Kafka nu era necunoscut și a devenit cel mai scriitor a secolului 20. Poate, nu se știe. Timpul va decide. Oricum, Andrei, scatul va vine. Mai întrebări pentru Aura?
Orice tip de întrebare. Aș ruga-o la final să ne mai citească o poezie și să ne încheie. Să vă citesc una din seria poemelor slave, lecția lui Porfiri Petrovici. Basta. Am atins desăvârșirea. Locuiesc în o sferă de ei. O, ce forfotă, ce vacar de pomină e aici. Mai smuls din mâna iadului doarme. Ca o bufniță printre dărâmături, pe marginea trupului am respirat în timp. În sfârșit am dat bir cu fugiți. Sunt departe de drum. Peste șapte mări, șapte țări sunt. Și fug, și tot fug. Am lăsat trupul în urmă. El îngrașă durerea, eu alint și o laud. Întratate savante, roase de acarieni, citite de vânt, exotice, plante. El e mielul crud, pregătit, mielul prostit, da, trupul. Cobaiul, navigând prin râuri de sânge, m-am dezbrăcat de trup, de trecut, ca de o haină. M-am rupt de ceea ce mi era pământ, stranie ancoră, într-o lume rămasă străină, departe. Da, trupul, un abis în care alte veți mă aruncam ca de fin, pe ordinea de zi, aruncată pe foc, același trup, mai strâng ca străin. Am spus da suferințe și torturi și morții și subteranei și pierzanii, da, am spus. Și am luat-o la sănătoasă. Am spus da infernului, bolii, vacarmului ei de săvârșit, de secole mă prosternesc. În fața altarelor ei, de mult nu m-am născut bine. Au ceva, da, întunericul m-am gândit. Slavă, 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 Doamne, spune gura mare și fug plângând pământul, eu, pacosta, catastrofa, venetica, proscrisa, străină. Fug nu știu în profund, ținta e fuga însăși. Fuga și tăcerea urmând antice plante din blocuri de antracit. Ritmul cui îl urmez, îl ascult. Ce legești secrete nectarul în mine? Mă lipesc de rottweilerul meu, Conte, însoțitorul meu prin infern. Prietenul care îmi paște prin dușele, o respirație cât o silabă și vom atinge cerul. Am spus, da, Duhului Sfânt al vieții.